Apă nouă ne trebuie potabilă aici, nu avem apă. Vedeți cum ne rugăm de unul de altul, plătim, dăm câte 10-15 lei din bidon de apă să ne duc. Nu avem apă. Asta e. Nu avem apă în sat. Lumea a vrut. S-a pus până la jumătate de drum, dar de la jumătate încoace nu s-a mai pus. S-au dus, s-au evaporat. De la o fântână, tocmai de lângă pădure. Este o fântână acolo bună și mai este aici la două fete, cum să spune, la Belche. Tot apă bună este. Ori de acolo, ori tocmai de acolo, de la pădure. Și nisip cu calul, cu căruța. Mașina nu știu dacă poate să intre, că e un nisip acolo mare. Dar mi-a duce cu șareta, câte două, trei bidoane. Am câte o săptămână, două, iar dau un 30-40 de lei, iar mi-a duce două, trei bidoane. N-am ce să fac, că n-am unde. Din fântână nu pot să beau, că e sălcii, sărată. La canal nu pot să o beau că e baltă. Bine, că e spălat, mai aducem de acolo. Când e spălat, când e dat la o vită, când e spălat un vas, merge de la baltă. Dar ca să bei, nu merge, nu poți, că miros, să bachnă. Și acum e tulbură, e foarte tulbură. Și nici rufii nu pot să speli că se fac rufile negre, mai ales albele. Ce fac, le bag în lămol?